Salut și bine v-am găsit la un nou video. În acest video ne vom juca Forza Horizon 4, varianta demo. Sper că în curând să-mi iau și Forza 5 și vedem ce reușim să facem. Haideți să vă arăt întâi mașinile, pentru că la început trebuie să faci niște curse și așa și după ce le termine îți dă câteva mașini. Eu nu prea știu foarte bine să mă joc. Am acest Audi pe care l-am tunat, acest Dodge pe care l-am tunat și pe el, aceste două Forduri dintre care acesta l-am tunat și acest McLaren Senna. O să îl luăm pentru că este cel mai bun. Și vedem ce reușim să facem cu el. Poate să dăm și o cursă. Mai întâi să găsim o cursă. Cam aceasta ar fi, cred că. Da, cea mai aproape de noi ai. Sigur o să mă. Turn around when it is safe to do so. Facem mai bine. Da, dacă nu vrem mai el. In 400 meters, turn left. Turn left. Da, am și scurat. Pot să fie una. În curând o să vină un review la laptopul de pe care mă joc. Nu dau spoilere ce trebuie să fie. Oricum nu prea am văzut video-ul ăla la varianta asta. Aole, nu mai știu trebuie să iau. Aole, aici a dat nu prea. De obicei nu prea mă uit la hazi. Și de-aia. Dacă vă jucați varianta demo, you have arrived at your destination. Nu prea contează pe ce loc ieșiți în curse, să știți, și puteți să vă băgați cele mai grele setări, doar ca să vă dea mai mulți bani, pentru că nu are rost să vă dați pedaste foarte care să vă dea, uitați, difficulty bonusul ăsta mic. Dar o să pun și rewind-ul. Accept. Enter. Acum ne vom juca. Ar trebui să... Până în conca mai făcut cursă, ar trebui să știu să iau curbele astea pe aceea și să știu că am făcut bine. Dacă mai țin așa, în curând o să mă bată pe zi. Plus că sunt mai începător așa. Mașina mai bună. Mai fi Pagani,
4, de exemplu. Pe locul 12, din păcate. Dacă știam, băgam alea de dificulti mai mare ca să îmi dea mai mult cred. Dar aia, mai mult de credit. Acum aș vrea să iau o mașină de drift, să ne distrăm un pic. E foarte greu să o controlez. You're tuned to Horizon Pulse, an official station of the Horizon Festival. Ca să mă dea înapoi pe stradă. Așa. Și după o iau tot pe asta. ESC. Change car. Charger ready. Iată în car. Ok. Mi-am luat mașina. Aș încerca și cu Senna, dar Senna e prea rapidă. Nici 4x4. Așa cu ăsta mă ajută un pic. Am încercat mai devreme cu Senna și așa. Bun, deci am putem să am dat acest drept superb.
Impulse. Bun. Da, dați așa dreptă de lucrurile. Poate o să fac un video doar cu trebuie. Care nu vorbesc, nu zic nimica. Și după... You have arrived at your destination. You have arrived at your destination. Deci dacă vreți să încercați un joc foarte bun cu mașini gratis, Forza 4 e cel mai bun, gratis, mă refer. Că dacă ar fi așa, ar fi Forza 5 Premium Edition. Care chiar aș chiar vreau să ne iau. Dar aia e. Până atunci, să jucăm acest demo. Pentru că nu erau... Păcat că nu ai cele mai multe mașini, asta ar fi dezavantajele la acest demo. Nu ai prea multe mașini și dacă imediat cum ieși din joc, gata, trebuie să reiei de la capăt, să faci din nou toate misiunile și toate alea ca să-ți dea mașinile. Ca să-ți dea mașinile și e foarte, foarte rău. Dacă nu te joci toate alea o oră jumate, cam degeaba, că nu mai poți să ai mașinile și alea. Deci da. Horizon Pulse. Acum am luat o și eu am pus asta, dar se pare că mai mult rău am făcut. Deci e cam mult, e 30 de giga îți ocupă jocul ăsta. Dar n-a ce nu să zic, dacă îl dezinstalezi, îi recuperezi înapoi, oricum după cine au fost la ce îl dezinstalezi de tot. Sau aș putea să las doar ca să ne adunăm telefon la 4. Cam asta a fost video, sper că v-a plăcut, nu uitați de like, subscribe și pa!